Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu, tot, cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem. Binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii. În numele Domnului Isus, să cerem binecuvântarea ta peste casele noastre, peste bucata de pâine peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica, în numele Domnului inspiră slujirea, împuternicește-o prin Duhul Sfânt, dă direcție prin cuvânt, în numele Domnului, dă-ne unitate în slujire, dă-ne râvnă în slujire, dă-ne putere în slujire, Doamne, și binecuvintează slujirea aceasta să te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată, nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră, fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, Solemn și responsabil, al unor oameni care umblă de ani de zile cu tine, care trăiesc în prezența slavei tale, parfumați de măreția lucrărilor tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru tine cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău și peste noi și casele noastre, peste întreaga Biserică, peste orice ființă care va intra aici. Peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica înspre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea ta, să lumineze fața ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a ta e gloria, a ta e slava și a ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin. amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta. Pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cereștea a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut, restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja, este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul. Alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre săraci și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 15, versetele 18 și 19, Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, Adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini, mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât? În urma statisticilor în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165 de mii de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare trei sau patru minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Corea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvortat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Isus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-L subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea, în acest caz, este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3 la 6, Apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune, suferă împreună cu mine ca un bunostaș al lui Hristos. Priviți Prima comparație, armată, ostaș. mi să știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua, cine se luptă la jocuri sportive, nu este încununat, nu primește medalie, dacă nu se luptă după rândul el. Meastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar, Aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă, ca să strângă roadele. Noastră știți că Isus Hristos nu are o companie agricolă, dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, alergă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare. Tot la fel, există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-l servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă. Spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangeliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se alergă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă-mi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9 cu 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți alergă? Dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi... Versetul 26, 1 Corinten 9 cu 26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. nu consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10 cu 2. Vă rog dar, să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care și închipuie că noi suntem mânați de firea pământească, sau galateni doi cu doi. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat. În zadar. Galaten 5 cu 7. Voi alergați bine. Cine va tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr. Filipeni 2 cu 16. Țin în sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipen 3 cu 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Isus Hristos. Filipen 3 cu 14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Isus Hristos. Coloseni 2 cu 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre. Făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umfla de o mândrie de șartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4,7 M-am luptat, lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți. Pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12 cu 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent. Să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta, Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele. Lăsați trecutul. Lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se alergă, pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine de săvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut spor de performanță și printre altele am făcut caiac ca Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau asta pentru începători. Bărcile ca să nu se ciognească cu padelele sau cu vâslele și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râz să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu, este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale, însă noi ne referim la o alergare spre cer, alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări. Cinci sau șase. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu alergă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă alergă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-ți motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăși de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? Trei, unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am -am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări. Care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie. Cu cine alergăm? Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care -ar, trebu ar trebui să ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipen 2 cu 16. Alergăm cel puțin pentru patru lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste patru lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-l apuc, întrucât și el m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că el ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem. Nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început, nu, 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 nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă. Sunt fotografii. De ce alergăm ca să câștigăm premiul? Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați, tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10 cu 2, cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că e bine sau nu e bine să venim la biserică. Noi știm că e bine. Că e bine sau nu e bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că e bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă e bine să ne rugăm, dacă e bine să postim, dacă e bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea sunt deja depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre, dar în al doilea rând, Filipen 2 cu 16, cu o steneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te super pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maica mea, dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă. Pentru viața veșnică pe care a inventat-o. Coșbucu bazmele lui din România. Se merită să te ostenești, că mai mult te ostenești pentru banii pe care ei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț, alături de ceilalți, frați chemați să nu te super pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet, să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei și când am spus de dragoste că atributul este, caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni. Primele două, trei versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea, întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste, să-l respectați pentru osteneala lui, să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de, de sperenia altora. Prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa dezgârciți. Să nu spunem la unul, Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut. Mă bucur pentru tine. Ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune, eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu, e la modul continuu, un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Isus Hristos, nu poate să fie al lui Isus Hristos, e al lui taică și al lui maică sa cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta, mai mult decât pe Isus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu e de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă, fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă de ce ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă de ce ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? O, oh, nu, dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune Apostolul: Anul ăsta să umblați după lucrurile de sus, puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo, la ușă acum deschide ușa și intră. Și gata, gata. O caracteristică alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie, nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează, la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual. Pe lângă prioritate este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea Bisericii este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună, frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama, puteți să credeți treaba asta că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri, mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui. Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți! Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Ca acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te! Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi o sânda. Învață-te să te oprești. Să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de opște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia, nu le poți avea pe toate, nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi, pur și simplu să te oprești, nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, Înfrânează tendința de a te opri să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin zici, ai un pic să mă, să, să mă odihnesc. Înțepenești, nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri, înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes, pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, Aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas. Cât ți-a mai rămas? Amândoi nu știm. Dar profită de cât ți-a mai rămas. Luther spunea, dacă mai trăiesc o zi, mai plantez un pom, vreau să rămână ceva în urma mea. Ce vrei să mai faci dacă mai trăiești o zi? Știu pe cineva care a fost bețiv și era îndemnat, având o boală terminală, mă, potolește-te, mă, potolește-te. Și el spunea, măcar să mor sătul, sărac. Niciodată nu ești sătul, pentru că burta consumă ce ai băgat acolo și iar ai vrea. Și iar bagi și iar nu e acolo. Că de două, trei, patru ori pe zi, dai, 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 tot pui și iar să duce. E un ciclu. Cum vrei să fii sătul? Niciodată nu ești. Numai ce mănânci, că hop, foamea vine din nou. Dragi surori, e prea, aler prea serioasă alergarea spre cer, și prea valoros sufletul nostru ca să ne întâlnim și în întâlnirile noastre să umblăm cu prăjiturele și cu complimente. Suntem la un început pe care trebuie să-l abordăm ca niște viteji, trebuie să-l abordăm ca niște oameni trecuți prin viață, ca unii care am fost dezamăgiți de noi de multe ori. Ca unii care știm exigența stăpânului. Asta nu e o joacă, nu e o glumă, nu e vorba cu religia că pe popa îl îmbunăm, e vorba de Dumnezeu și despre neprihănire, despre puritate. De aceea este nevoie de abstinență. Și deci vreau să ne oprim. Și dacă Dumnezeu ne dă viață și sănătate, vom continua duminică. Însă, acum, înainte să ne oprim, vreau să vă rog să tratați cu maximă responsabilitate. Frații mei, noi ne putem pierde sufletul, deși este mântuit prin nebăgare de seamă permanentă, prin lipsă de veghere, prin nehrănire corespunzătoare a omului din lăuntru, prin superficialitate și priorități greșite, prin absența înfrânării. Nu știm dacă anul ăsta va mai ajunge la capă, dar ceea ce știm e că Dumnezeu ni l-a dat ne-a dat Dumnezeu familie, acoperiș, pâine. Ne-a dat Dumnezeu bucurie, o oarecare stabilitate economică și materială. Este, e groaza groazei să ne pierdem sufletul pentru care deja Hristos a murit. Deja am, am fost în adunare, i-am învățat chiar pe alții și să vină peste noi o somnolență bolnavă și să nu mai vedem adevărul, să orărim cu adunarea, să ne apucăm de flecării, de critici, de batjocori și de lucruri slabe. Noi care am umblat în neprihănire. Poporul Domnului, nu vă lăsați, am început, dar trebuie să terminăm. De aceea vă încurajez să stăm înaintea Domnului și fiecare, cum e călăuzit, să se asigure că își face partea pentru ca să se deschidă cerul și mila și prezența lui Dumnezeu. Să nu ne părăsească o clipă doar. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm.